Thank you.
Și
Oameni, bună seara! Ce să vă spun? Sigur, doamnelor, la mulți ani. Impresionant, adică trebuie să-mi revin și eu așa. Ceea ce aș putea face acum, în fel de comentariu, cronică ad hoc la evenimentul ăsta. Manifest pentru artă și pace. S-a potrivit contextul. Cam asta e. Deci a avut Maria o idee foarte interesantă. Eu am stat de vorbă și am văzut așa pe bucățele, dar nu acum am văzut toată povestea. Un mesaj din punct de vedere artistic. Am numărat hibrid patru arte, adică teatru, evident, film, fotografie și muzică, dar probabil dacă cercetăm, vom mai găsi. Foarte modern, postmodern. Cum se lucrează astăzi în marile spații culturale din lume. Adică, ce s-a întâmplat aici, cred că ar fi fost receptat cu aceeași căldură oriunde în Europa. Cred că și în Rusia. Citeam zilele trecute, în perspectiva evenimentului, niște lucruri despre fotografie. Ați văzut ce înseamnă fotografie aici, care, sigur, în desfășurarea evenimentului, mai degrabă pare să fie mai degrabă recuzită. Nu e adevărat, pentru că noi vom pleca și vom rămâne fotografii o vreme. Sau vor merge unde le va fi locul. Între 1930 și 36, că au fost două studii, și 1977, s-au scris despre fotografie, când a început ea să se afirme ca artă, două cărți importante, una a filozofului Walter Benjamin, din toată istoria fotografiei din 30, dar cea importantă din 1936, arta în epoca multiplicării mecanice. Și în 77 a apărut eseul lui Susan Sontag, americanca, poate cunoscut și la noi, despre fotografie. Între aceste două lucrări referențiale și bibliografie, și în ele se discute ce înseamnă arta fotografică, arta imaginii, de fapt. Pentru că despre imagine vorbim și Walter Benjamin chiar a lansat un concept, inconștientul optic. Adică nici nu ne dăm seama, pentru că ne uităm și la televizor și la smartphone și unde vreți și unde nu vreți, cât înseamnă după aceea în comportamentul, în gândirea, în structura noastră, imaginile pe care le-am receptat cu anumite momente. Dar, spune la un moment dat Walter Benjamin, că reproducerea mecanică a fotografiei a omorât aura. Aura unui tablou. Dacă l-am pus într-un album sau l-am pus pe perete fotografiat, nu mai are aura originalului. Astă seară, de fapt, noi am văzut, cu fotografiile martor alături, ce înseamnă ca un subiect, care este Maria Hribovski, să-și recâștige, să-și redobândească aura. Deci, avem fotografii aparent, mecanic, tehnic vorbind, dar, de fapt, avem originalele, multiplicarea subiectului, care este Maria Hribovski, artist. Artist și om, pentru oameni, ați văzut, care a repus în spațiul uman, între noi, imaginarul curent, în care am început să neglijăm
această combinație de timp, spațiu, prezent, trecut, viitor, memorii mai ales, din grabă, evident, aura. Percepem lucrurile ca într-o societate de consum. Repede trecem de la una la alta, nu mai știm ce am văzut, nu știm ce vom vedea, nu ne interesează. Ori Maria a deschis aici un spațiu pentru subiectele care, pe care le vom găsi de aici încolo, nu contează. Va fi ea, va fi altcineva, va fi o persoană, va fi un lucru, va fi o întâmplare. A redeschis acest concept de aură. Adică să fim serioși, să fim sensibili, să știm cum receptăm lumea. Asta vrea artistul și faptul că Maria a venit cu manifest și ați văzut performanțul ei, cam asta vrea să spună, suntem răniți, suntem perdanți. Trebuie să le știm, să le învățăm să citim aura asta cu ajutorul artei, în cazul ăsta, dar cu orice ocazie. Sigur că e o problemă aici de credință, de informații, de filozofie, de aprofundare. Spuneam, expresia, limbajul Mariei a fost bazat pe patru articulații artistice, dar aluziile sunt multiple. Din toate lucrurile astea, trebuie să învățăm ceva, să ne hrănim din ele și să reîncepem, pentru că am parcurs perioadele astea, de le-am pierdut, să reîncepem să simțim lumea, nu doar să o consumăm, Universul, cu oameni și cu lucruri și cu toate, cu tot ce conține lumea asta din jurul nostru. Asta e rolul artei, rolul culturii în general. Sigur, aici, dacă e să discutăm ce e artă, ce e cultură, ce e estetică, ca să vă dau un exemplu, estetica nu mai coincide cu arta. A coincis o perioadă pe principiul calocagatii, adică bine și frumos, asta era arta, asta era estetica. Estetica astăzi e și pe terenul de fotbal, și în designul mașinilor de pe stradă, și atunci trebuie să ne gândim ce mai e arta în interiorul esteticii. Are un domeniu al ei. Și ăla e sufletul, simțirea, memoria, lucrurile particulare ale persoanei care fac din persoană o persoană. Persoana înseamnă persoana cu tot cu aur. Cam despre asta e vorba și eu vreau să-i mulțumesc Mariei pentru ce a făcut, să o felicit, evident. Și să vă felicit pe dumneavoastră că n-ați ratat evenimentul. Bună seara! E mie cu totul mine, te rog, ai plecat atât de repede, nu-ți spun cum m-am schimbat. Deci mă așteptam să zici mai multe, să vorbești cu băieții mei aici. Cibanu, vină lângă mine, Andrei, vină lângă mine. Tu faci fotografii, o să vorbesc despre tine de acolo. Da, neapărat, sigur că da. A, este unul singur care se numește Ciprian Iorcu și el încă fotografiază din spatele șevaletelor cu fotografii. Mihai, un pic mai încet, dacă vrei, foarte, foarte puțin. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți prezenți în această zi de 24 februarie de Dragobete și nu întâmplător ne aflăm astăzi aici pentru că am vrut să serbăm cumva împreună ziua iubirii, a dragostei la noi, românii, nu Valentine's Day, să mai știu și ce. Nu discut despre asta, mi-am propus astăzi, mie nu vreau. Da, ai făcut foarte bine, dar eu nu vreau și asta am vorbit azi cu băieții mei, Cipanu, vină lângă mine. Ceva nu poate face poze, dar Andrei vine. Mihai, la fel, lasă muzica în surdină și vine lângă mine. Nu vreau să vorbesc despre ce spune Emil, pentru că nici nu vreau să mă gândesc la asta deocamdată la noi. Când o fi să fie, aia e. Am în mână această invitație. Primul rând vreau să vă spun că acest eveniment... plecați?
Da. Noi să vă vedem mai bine. Atunci e bine, v-am vedut. Acum mă pregăteam de alte trucuri. Da, invitația pe care o am în mână se datorează multor oameni de suflet, fără de care nu puteam să ne aflăm aici. O să vi citesc imediat, dar înainte de asta vreau să menționez pe un mega sufletist. Am descoperit prin mica prietena mea, un băiat extraordinar, căruia îi spune Mr. Art, are și acolo un panou publicitar, care ne-a ajutat să facem toată această expoziție, iar fotografia este făcută, dacă are ceva frumos în ea și cu siguranță are, vedeți, nu că sunt eu, o să vă explic de ce eu și nu altcineva, nu sunt narcisistă, o să vă explic și asta. Se datorează lui Ciprian Iorgu, care face în continuare fotografii, și eu... Ați văzut aici, este un clipuleț de la care a pornit toată ideea. Eu și Andrei aici de față, cu care colaborez de foarte multă vreme, vreau cu acea Andrei. Și care e foarte drag. Și suntem așa pe o rugine de unde cum rar mi-a fost dat să văd. Cu ideile, cu nebuniile mele din cap, el vine, completează, mai zice ce e bun și așa mai departe, la toate publicitățile pe care le-am... la clipurile publicitare, mă rog. Așa, și am numit cumva trio formidabil, sau cei trei magnifici. Între timp s-a mai adăugat unul, respectiv Mihai Tudor, vinul ăla pe mine, noi știm de foarte multe lume, care, a fărut muzică, îi aparține, este originală, este făcută și aleasă special pentru acest moment și urmează, sper, Mihai, nu-i așa, să facem și alte proiecte împreună. Până, Emil, o să te țin aici, până termin de spus, te rog, e foarte bine. Am urmărit evoluția sonorului, da. Și cât erai în prima fază a performanțului bandajată, ruptă, rănită, etc., închisă, așa. Avea o muzică ciudată și ea frântă și la asta începe să câștige melos, melodia. Păi exact când înțeleg micul, deci am pus de acord. Păi noi am fost și am muncit la asta, adică Mihai chiar așa... Mulțumesc, era foarte important, sper ca toată lumea să fie citit asta. Da, mulțumesc. O să menționez foarte repede sponsorii, pentru că fără ei nu puteam să fac nimic. De la o simplă idee banală a mea, care mă răscolea de multă vreme, din pandemie, pentru că oamenii erau închiși și nu se uitau decât la televizor, mâncau sau alte cele, nimeni nu mai făcea nimic pentru artă, nici guvernații, nici noi, nimeni nimic. Și am avut așa o oftică interioară de artist rebel, care am zis, domnule, chiar nu putem să facem nimic? Ba, putem. Și atunci am zis să facem un scurt metraj, legat de Vinci, mai aproape nu vă feriți, că trebuie să vă vadă lumea că voi sunteți. Hai, știu că ei stau în spate, dar astăzi vreau să fiți în față. Și Cipanul, la un moment dat, o să fii și tu. Știu că te ferești să vorbești, dar nu te las. Am pornit de la un clip publicitar, foarte repede spun, am vrut să facem un scurt metraj cu clădiri lăsate în ruină, clădiri de artă și cultură lăsate în ruină, să vorbim despre acest lucru. Nu s-a putut face mai departe, am făcut numai acest clip, care ne-a dat imboldul a ceea ce vedeți dumneavoastră. Nu se poate face un scurtmetraj, nimic, face fotografie care să vorbească despre. Am ales mai multe segmente de artă, din ce vedeți dumneavoastră, dans, muzică și așa mai departe, în ideea că, din punctul meu de vedere, manifest pentru artă înseamnă asta. Poți să faci artă oricând, oriunde, oricine ai fi. Nu trebuie să ai un nume, nu trebuie să fii nu știu ce, ca să faci ceva din punctul ăsta de vedere. De aici a pornit tot acest eveniment. Cu asta am încheiat. Și vreau să menționez. În principal, mulțumesc hotelului Ceahlău pentru am inaugurat asta. Iată, am făcut prima inaugurare a unui spațiu expozițional și îmi doresc din suflet el să continue să fie. Deci, dragii mei prieteni pictori, artiști și așa mai departe, ăsta este un spațiu pe care îl vizez a fi mai departe spațiu expozițional. În orice privință. Spectacole, recitaluri, vernisaje, orice doriți. Domnul Tonco este extrem de deschis și putem face lucrul ăsta pe mai departe, pentru că e central, e un spațiu extrem de generos și putem face lucrul ăsta. Bun, mai departe. Teatru Tandem, de unde provin eu. Mergem mai departe, am zis de Mr. Adi, care, Mr. Print, care a făcut posibilă această expoziție. Dacă observați, este făcută pe Forex. Este un nou procedeu de a expune fotografia, nu cum se făcea înainte. Cumva ăsta este noul val, dacă vreți.
pesimeze și sticlă în față, în așa fel încât să se poată deplasa mult mai ușor oriunde ai vrea să duci, să duci expoziția. Așa, și vine un moment special, dar eu pot să vin și cu acea, să vă zic, rămâne de acolo, în mine. Vreau să vin special în coace, pentru că fără ea nu puteam să fac lucrul ăsta, mica vină în coace. Dar nu mă interesează ce spui, Ești protagonistă, te rog să vii lângă mine, Rotary și cu restul. Rotary. Sunt foarte mulți oameni de la Rotary care m-au lăsat mica din coace. Aici, eu nu puteam să fac acest lucru. Dar, Mica, dacă tu nu mai fi impulsionat, dacă n-ai fi avut încredere în nebuniile mele, în ideile mele, eu nu eram aici. Deci cum să nu te chem lângă mine? Îți mulțumesc din suflet. Și de tine, Maria, noi iubim arta, suntem profani în ale artei, dar o iubim oamenii. Și nu am fost singuri. Asta spune. Deci noi suntem Rotary și ne mișcăm Rotary, Camela, Rotary. Camela. Dacă se mișcă, se mișcă pentru tot. Asta s-a văzut și vă mulțumesc! Mulțumesc! Drag, pentru că iată a treia oară când ne întâlnim în alte ipostaze, cei de la Rotary Camena, și încă o dată mulțumesc. Bineînțeles, în colaborare cu Platinum Optic, Adi, să știi că astăzi n-am purtat lentilele dintr-un simplu motiv, pentru că m-am temut să nu le pierd în bulari. Altfel le luau, așa că mi-a permis să iau ochelarii tot de la Platinum Optic. Mai departe, avem Bistro Tosca 1991, prin prietenul nostru Cătălin, care nu este astăzi prezent. Ciprian. Ciprian sau Cătălina sunt cam la fel. Ciprian Ursulesei. B&B Nord Consulting. Old.com Fitofarmacie, unde este Mica Apolo și Cupovo. Încă o dată mulțumiri. Și apoi am foarte mulți oameni dragi care m-au sprijinit. O să încerc să stau cumva să mă vadă toată lumea așa. Creativ Project. Prin Roxana Vădeanu, prietena mea dragă, am zărit-o pe aici pe undeva. Mulțumesc, Roxy! Meta Robin Stahl, Promesis, prin unde ești, că am văzut-o și pe ea, pe Ramona, așa, Nord Arim prin domnul Crețu, Agnes Toma, trebuie să vă mai spun de unde este Rochia. Și cea din Bule, trebuie să mai spun de unde era Rochia. De la prietena mea, Agnes, care este o iubitoare de artă, iar eu de asemenea o iubitoare a tuturor creațiilor ei. Mulțumesc din suflet, Agnes! Decorațiuni, ne-a ajutat cei de la clipa Decorațiuni Florale, prin Alina, căreia din noi mulțumesc. Părul și machiajul astăzi au fost asigurate de Julie, care nu este aici din păcate, Julie Cornea, și Ana Popescu, dar pe tot parcursul, ceea ce vedeți la fotografii, tot este asigurat ca păr de Julie și machiaj de prietena mea, Nicoleta Mihăilă. Mersi, Nicoleta! Așa, trebuie să mulțumesc tuturor, așa e frumos. ABG Reporter TV, prin Corina Mândru, care a făcut posibilă acea reclama să meargă pe panou publicitar din fața magazinului Unic. Ceea ce vedeți în mână și afișele de pe unde au fost lipite se datorează ca tehnoredactare celor de la Max Computers. Teatrul Itineretului, evident, care m-a suportat pe mine și echipa noastră de trei magnifici, nu cu aceea. Acum urmează să vorbiți voi două cuvințele. Știu că trebuie sufletul, nu facem, nu facem, nu facem. Așa. Ne-a suportat o zi întreagă să facem un shooting acolo. Îl avem pe prietenul Ciprian Instrate, care de asemenea ne-a suportat o jumătate de zi să-i devastăm atelierul cu tot soiul de lucruri, de sus, jos, adus, pus, făcut, nu știu ce. Și nu în ultimul rând, avem lângă noi un mare iubitor de artă, care se numește, eu atâta știu, Lucian. Domnul Lucian, cu fetița mică, la care am făcut sesiunea aceasta frumoasă, după care eu am murit de drag, cu colecția dumnealui de radiouri vechi și nu numai. Are o grămadă de lucruri. Dacă o să vreți vreodată să cumpărați ceva de genul ăsta, are pick-up, telefoane vechi, are o grămadă de lucruri și cărți și de toate. La dumnealui acolo a putut să facă o zi întreagă cu două shooting-uri. Domnul Lucian, vă mulțumesc din suflet și pentru prezență și pentru amabilitatea de acolo. Mulțumesc tare, tare mult! Mai spune-mi odată, Mititică, cum te cheamă, că am uitat. Alexia, vino încoace să te vadă lumea, că ne-am jucat noi două. N-am apucat să fie două, dar lasă că
este bucuria care m-a ajutat pe mine să fac toate pozele alea. Ne-am jucat la telefoane. Spune-și bună seara. E extraordinar. Du-te la bif înapoi. Bravo, pa. Da, neapărat am dat specific muzica originală făcută de Mihai. Mihai, îți mulțumesc și de acum sper, fii atent că ești în fața oamenilor, ai promis că vom colabora și nu mă las de tine, atenție. Greu cu femeile astea. Da, așa este. De spus, cred că am spus tot ce aveam de spus. Apropo de oamenii dragi, încă o dată vreau să mulțumesc celor de la Rotary pe care vreau din suflet să-i aplaudați. Vă rog, vă rog. Mulțumirile mele și bucuria de a te vedea aici. Mulțumesc și domnilor Soroceanu că au ajuns și au rupt din timp și au venit, deși probleme și toate alea, numai noi știm. Tuturor prietenilor vă mulțumesc și pentru asta, ca să ne bucurăm, înjurați-mă, ziceți-mi ce vreți, nu vreau să vă lăudați. Ziceți-mi că am făcut un mare rahat, cum zic unii. Apropo, voia să vă spun așa, nu sunt narcisistă, deloc. Și vă explic de ce. N-am avut un alt model pe care să-l fotografiez. Că ce am avut și fiind artist, m-am pus pe mine interfață. Și nu sunt narcisistă, de ce vă zic asta? Nu mă iubesc decât din punct de vedere al sufletului. Da, îmi iubesc sufletul. Asta recunosc. Dar, rest, dacă mă întrebați de trup, nu mă plac deloc. Deci este o mare realizare că m-am expus în fața dumneavoastră golașă și în toate ipostazele posibile. Adică, mi-ar fi plăcut să am picioarele mai lungi, mi-ar fi plăcut să am brațele mai mici, mi-ar fi plăcut să am ochii mai mari, mi-ar fi plăcut să fiu mai tânără. La 36 de ani nu se pune. Așa? Și mi-ar fi plăcut să am părul mai lung, mai des, e tăcă, știți, noi femeile niciodată nu suntem mulțumite. Dar cu toate astea, mi-am asumat, pentru că asta e meseria mea, și mă dezvălui în fața publicului așa cum mă cere meseria. Pentru asta am făcut acest lucru, ca oamenii să vadă că se poate face treabă. Nu trebuie să fii artist, nu trebuie să fii nu știu ce. Bucură-te, fă ceva pentru sufletul tău. Ați zis că nu vorbesc de război, nu vorbesc. Vino aici. Nu te las, vreau să spui o vorbă. Ce paru, vino cu acele lângă mine. Andrei, vreau să spui ce, înjură-mă ce ți-a făcut. Ce vrei tu? N-aș putea să te înjur niciodată. Ei, nu, lasă, niciodată nu mai înjur. Mă mai înjur, așa știu. Vino cu ace, că nu mi-am luat acel microfonul degeaba. Mihai, nu mă fă, că fac o criză aici, așa nu-i frumos. Vino așa de mine. Cipanu, vreau să spui o vorbă. Știu că la tine e cel mai greu, dar doar o vorbă mă interesează să te vadă lumea cum spui tu ceva. Unde ai făcut? Cipanu, te-ai dus la Buda? Unde ești, Cipanule? Face poze. Face poze, dar hai să facem poze și oamenilor. Hai din sens opus. Deci n-am nici ce ați spus. Hai, Vino, hai, hai. Vino cu acea, ce bani. Hai, fă și o poză din sensiver. Suntem oamenii ce frumoși sunt. Cum se uită la tine. Bună seara. Așa. Da. Primul spune Andrei și-a luat inima în gât și spune. Mihai, treci lângă mine. Ce bani. Ei sunt cei trei magnifici. Tot cu mine eu mai pe aici, aici. Dar ei sunt cei magnifici. Acum cu acest eveniment am devenit patru. Așa că sper eu să facem mai departe lucruri bune. Ce vreți voi, spuneți-mi? Hai, încep eu ca să... Te rog. Să prind curaj. Mulțumim că ați venit aici în această seară. Sper că vă place ce vedeți și ce ați văzut. Eu trebuie să-i mulțumesc Mariei pentru această oportunitate și pentru că colaborăm de ceva vreme și... Bine. Să sperăm că bine. Lăsăm la... atitudinea la atitudinea bine, oamenii. Dacă nu simte bine, vreau să poți să zic orice. Exact. Îți mulțumesc că m-ai implicat în acest proiect, care m-a provocat și ce clipul care l-ați văzut a fost primul filmat și fotografiat din această serie de ședințe foto și video. Și zic eu și cred că ne-a inspirat, ne-a dat, ne-a pornit, ne-a, da? Ne-a manifestat, ne-a zăpăcit. Și locația ne-a inspirat și ne-a dat putere să continuăm. Și vă mulțumesc. Eu mulțumesc, Andrei. Mulțumesc, Andrei.
Eu când îi zic ciupanul, vezi că trebuie să zici două ori. Două ori. Azi nu zici două ori. Zici altceva, nu trei. Bună seara! Ai zis deja, azi mai aproape. Bună seara! El este foarte modest, dar este foarte talentat. Uitați-vă ce poze face. Și trebuie să-l mai scoatem pe oamenii ăștia care stau în spate. Nu că mă apuc. Trebuie să-l mai scoatem pe oamenii ăștia care stau în spate și în față. Și ăștia care stau în față, spun că mai în spate, de exemplu. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară și ne-a acordat ocazia să o expunem pe Maria cum și-a dorit ea și cum a văzut ea această perioadă care a trecut sau este încă. Vă mulțumesc încă o dată. Așa, și am... Să predam ștafeta. Bună seara. Mulțumim foarte mult de participare. Foarte emoționat. Tu care ești cu sunetul, știi, trebuie să zic eu să... Da. Ții sunetul mai sus. E prima dată când am văzut ca poate acest performance și a fost foarte fain că am lucrat la ea și a fost și pentru mine o surpriză să văd. Adică la trei, la fel de intens ca toată lumea. A fost prima oară când am lucrat cu Ciprian și cu Andrei pe echipa asta și sper să o mai facem. Și o felicit pe Maria pentru că a scos la capăt o treabă mult mai grea decât bani. Pentru astea 20-30 de minute sunt foarte mulți oameni pe care a trebuit să-i coordoneze. Sunt foarte mulți pe care are o logistică foarte dificilă și felicitări. Așa, mulțumesc. Spuneam și cu amul și cu altă încheie. Felicitări. Spunea Cepanu că așa am început. Pentru că pandemia și de acolo a pornit. Eu merg mai departe și spun că nu numai pandemia, și noi, ca oameni, indiferent ce va urma, ce va fi, putem să facem mai departe. Am terminat la fix, au venit și formaliștii, suntem aranjați. Perfect. Așa că vă invit acolo să stăm la un pahar de vorbă. Mai era ceva? Nu mai era nimic, da? Asta e. Haide, haide! Vă rog, poftiți!